Bună, inteligenților! Aproape pe fiecare dintre noi, părinții ne-au învățat să-i tratăm cu înțelegere și respect pe persoanele în vârstă. Ne ziceau că trebuie să le cedăm locul în transportul public sau alte lucruri. Dar din ce în ce mai des în lumea noastră mercantilă, vedem cum deseori oamenii îi tratează cu indiferență și au o atitudine vlagă față de cei bătrâni. Probabil din această cauză, povestea unui bătrân de 104 ani s-a răspândit atât de repede în întreaga lume. Așa că așezați-o cât mai comod, abonați-vă la canalul nostru și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade postate pe canalul Smart Child. Să începem! Faceți cunoștință cu eroul nostru de astăzi, Clint Johnson, un bătrân care în ziua de azi are 104 ani. Da, da, prieteni, ați auzit bine, 104 ani. Bărbatul a trăit o viață lungă, iar de-a lungul acestor 100 de ani, el a trecut printr-o mulțime de emoții, atât negative cât și pozitive. Cel mai probabil, nici el nu s-a putut gândi că în viața lui s-a întâmplat ceva ce îl va uimi foarte tare. În cea mai neobișnuită zi ploioasă de toamnă, pe 25 septembrie, Clint Johnson s-a trezit destul de devreme. Și chiar în ciuda vremii posomorâte, el avea o dispoziție bună. Bărbatul și-a făcut repede un ceai, a mâncat un toast cu brânză și s-a îndreptat acolo unde deja de 10 ani plănuia să meargă. Oare unde se îndrepta bărbatul la ai lui 104 ani, mai ales în acea zi ploioasă? Așadar, Clint Johnson deja de foarte mulți ani strângea bani, deoarece odată la televizor a văzut reclama mașinii Chevrolet și pare a fi nimic neobișnuit, însă bătrânul era atât de entuziasmat de ea, încât cumpărarea acestei mașini pentru el însemna un vis întreg. Bătrânul economisea orice bănuț pentru a-și îndeplini dorința cea mare. Și după cum am mai zis mai devreme, pe 25 septembrie era o zi ploioasă, dar plină de farmec, deoarece exact în acea zi el s-a îndreptat către realizarea visului. Așadar, după ce și-a luat umbrela neagră, el s-a îndreptat către centrul Joe Bessel Chevrolet, care se află în New York. Clint deja își imagina cum își va cheltui banii strânși și se va întoarce acasă nu cu transport public, ci cu propria mașină. Însă el nici nu și-a putut imagina ce se va întâmpla mai departe. 35 de minute cu autobuzul și Johnson era deja la sediul Joy Bessel. Chiar dacă în jur erau mai multe modele de mașini, privirea lui era fixată pe Chevrolet Sonic. Clint foarte mult timp analiza mașina expusă și abia după jumătate de oră și-a făcut alegerea finală. Iar alegerea lui a căzut pe cel mai recent model al acestei mașini. Sedanul este echipat cu un motor pe benzină de 1,4 litri, cu o putere maximă de 138 de cai și o cutie de viteze automată. Prețul unei astfel de mașini era de $17.000, iar bugetul respectiv îi se potrivea perfect. Deci, după alegerea făcută, el a trecut la cumpărarea în sine a mașinii. Bătrânul l-a chemat pe manager și i-a spus că vrea să cumpere această mașină și probabil pentru angajații salonului aceasta este o simplă procedură, dar managerul a început să-l examineze pe bătrân din cap până în picioare. Managerul a observat că el purta o șapcă de baseball cu logotipul Forțelor Aeriene Americane, iar după ce i-a pus câteva întrebări, angajatul și-a dat seama că bătrânul este un veteran. Pe lângă asta, el a fost foarte surprins de faptul că Clint Johnson are 104 ani. Cred că și voi veți fi de acord că nu în fiecare zi puteți vedea un om care are mai mult de un secol și care pe lângă asta arată destul de energic. Și poate că dialogul lor s-ar fi continuat, însă managerul l-a rugat să aștepte câteva minute. Clint vedea cum bărbatul vorbea cu cineva la telefon, însă habar nu avea ce l-așteaptă mai târziu. După scurt conversație la telefon, angajatul firmei a luat cheile de la mașină și s-a îndreptat către bătrân și i-a zis că are o noutate foarte bună pentru el, doar că i-o va zice lângă mașină. Managerul l-a rugat să meargă după el, iar bunicul era un pic nedumerit de ce se întâmplă, dar până la urmă, fără grabă, l-a urmat pe angajat. Când ambii s-au apropiat de mașină, managerul i-a întins cheile lui Clint și i-a spus că ea acum îi aparține lui. Bineînțeles că bătrânul nu înțelegea ce se întâmplă și tot repeta convingător că aceasta e o mică greșeală, deoarece el încă nu a plătit banii pentru ea. Dar răspunsul managerului pur și simplu l-a uimit. Mai pe scurt, bărbatul l-a mulțumit pe bătrân pentru tot și i-a spus că acesta este un cadou din partea companiei și că nu trebuie să plătească nimic. După cum s-a dovedit mai târziu, managerul l-a sunat pe directorul filialei, i-a explicat cum stă situația și l-a întrebat dacă nu pot cumva să-l ajute pe bătrân. Directorul salonului era atât de impregnat de istoria veteranului de război, care pe lângă asta avea și 104
4 ani, încât prin telefon a luat decizia că nu doar să-i facă o mică reducere la mașină, ba chiar să-i o ofere absolut gratis. Bătrânul era atât de uimit de toată situația creată, încât credea că este o farsă și undeva este ascunsă o cameră. El era atât de șocat deoarece, de-a lungul vieții, încă niciodată nu s-a întâmplat ceva asemănător. Iar după cum a zis el, în viață a trecut prin multe situații, atât plăcute cât și mai puțin plăcute. Cu greu, dar într-un final, bătrânul a acceptat cadoul din partea centrului auto. Desigur că această poveste i-a atras foarte repede pe jurnaliști, care mai târziu au luat un interviu de la angajații firmei, care la rândul lor au spus că niciodată nu îl vor putea răsplăti pe Clint Johnson de faptele pe care le-a făcut cu 75 de ani în urmă. Iar în ceea ce privește mașina care costa 17.000 de dolari, este un fleac în comparație cu faptele și gesturile sale, care sunt mult mai valoroase decât orice sumă de bani. Așadar, ca gest de mulțumire, compania i-a oferit bătrânului mașina la care visa de 10 ani. Pentru o vreme, după preluarea cadoului, bătrânul credea că cineva îi va bate la ușă și îi va spune că aceasta este o farsă și că trebuie să înapoieze mașina. Însă, angajații l-au liniștit, căci mașina este înregistrată deja pe numele lui și nu are de ce să își facă griji. Bătrânul deja de câteva luni călătorește fericit și împlinit pe noua sa mașină și spune doar cuvinte de laude despre angajații companiei Joy Basil din New York. De asemenea, merită de remarcat faptul că această poveste nu a fost prima la dealerii auto, iar acest lucru dă dovadă de ce suflet bun pot avea unii oameni. Așadar, această istorioară ne demonstrează încă o dată că lumea nu este lipsită de oameni buni și că fiecare dintre noi ar trebui să tratăm persoanele în vârstă cu mult mai multă înțelegere și respect, deoarece ei au contribuit mult la dezvoltarea societății. Prieteni, voi ce părere aveți despre această situație? Scrieți-ne în comentarii, iar dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, atunci rupeți butonul de like și distribuiți istorioara prietenilor voștri. Pe curând!